Diana și să discutăm situația aia cu colegul, colega și colegul. Dar, Roberto, tu te pregătești așa, ca de luptă, erai mai devreme. Băi, mă enerva să întrebările lor acolo s-au pus tot pe mine iar. Păi stai că până la întrebări nu, că o să vedem ce a generat aceste întrebări. O situație de la petrecere, da, cu Hatice. Hai să vedem. În timpul petrecerii de sâmbătă, pare să că Roberto îi cam dădea târcoale lui Hatice, dar parcă nici ei nu-i displăcea. Și după aceste exerciții dansante, Roberto avea de făcut o confesiune. Cred că m-am îndrăgostit, bă, Carmina. De ce? E, nu de zic. Hatice. Nu zic, e surpriză. De Hatice. O să zic luni în live. Sau de Diana. O să zic luni în live. Sau nu luni, miercuri, joi, încolo. Și tu te-ai îndrăgostit? De cine? De tine. Ce, Doamne? Dragostea plutește în aer. Ce, Doamne? De ce trebuie să te pup în seara asta? Ce-ți fac? Trebuie să te pup. Cine? Eu! Cine? De ce? Păi, cu așa simt. Ai auzit? Nu te-a auzit. E pe altă frecvență, Iacu. Trebuie să te pup în seara asta. Nu acum. Mai pupat. Dar unde? Unde? Aici? Nu acolo. Nici aici. Wow! Mă! Ce wow! Pe Mihai în temă. Cine îmi place de voi? Hatice? Da. Ești Roni? Poate că o dansăm? Tantă seară pentru Roberto. Și tot pe ringul de dans avea să înceapă în continuare o joacă de a soarecele și pisica. Roberto, ai obosit? Ei, nu chiar. Să înceapă conversația sau monologul? Adice. Ce aia mă face să stau afară, mâncați? Stăm afară, asta e. Stăm afară. Doamne, ce mă dor piciorul și am apă la genunchi. Îmi pleca piciorul așa spre dreapta, umărul spre stânga. M-am jucat corpul ca la teatru. Vezi, dacă mai vorbești, mă, când sunt acolo, ne închid petrecerea. Vino cu acest, să stăm de vorbă. Spune! Ai văzut al treilea cuplu declarat? Nu. De ce? Dima cu Sabrina? Dima cu Sabrina, este Alex cu Irina. Irina și Ionuț cu Andreea. Și al patrulea? Nu este. Există. Nu există. Ascultă-mă, există, dar nu este. E zi lui Mihai. Acum pe bun, prieten. Hai că-mi place. Zi. Zi. Nu mai râde, te rog. Nu, că vreau să fiu serios. Hai. Ai zis lumea. Îmi place de Hatice.
Și îmi întinde mâna, știi? Mm. Face. Și mie îmi place de voi. Nu cred. Serios? Și eu zic, ești ironic? Nu, că se vede. Cred. Doamne, hai înăuntru, frate, că... M-am drăgostit de tine. Ai se plecat? Vede! Ai plecat? Se vede! Ai plecat? Da! A, mă las singur? Doamne, mă, cățești gura ta! Cum poți să stai de vorbă cu o fată dacă nu vrea să vorbesc cu tine? Trebuie să stau după ea acum. Îi spune Roberto lui Mihai, ci că îmi place de Hatice. Și lui Mihai, și îmi place de voi. Știți, vă bați, vă, cu un om, ce vreți? Hai că a fost bun! Băi, nu mai râdeți acolo așa pe... Dai seama că Roberto era pe miștouri. Îmi place de Hatice. Se vede. Ești ironic? Nu, și mie îmi place de voi. Mamă, ce dă cu pârealea. Ia. Oricum m-a văzut Hatice. Da, mi-a zis și mie. Chiar crede că vă potriviți. Ce-a făcut? Hai, chiar crede că cu Roberto vă potriviți. Da, așa mi-a zis. Ce băiat bun e. Am dansat, asta nu înseamnă că m-am măritat. Bineînțeles că această dinamică dansantă merită concluzionată și în casa băieților. Ia să vedem. Bă, dar uite tu acum, sincer, ce ai simțit pe ringul de dans? Să bea niște apă. Un simplu dans. Bă, ce vrăjeală are, bă! Ce vrei să spun? Că nu înțeleg. Ce vrei să spun? Ce mi-ai zis și mie acolo? Să le zici ce păi vrei. Da, oricum știi că îmi place de ea și... Păi zis? Da! Dar cui mă? Mă, cui? A? Cui mă? Și ce faci să știu eu? Ce ai spus? Ce ai spus acum, Luca Tici? Da, pe tras. Ce ai zis? Ce ai spus? Ce ai zis? Zici și nou. Zi mai adevărat, nu? Ai fără Caterinca, că nu poți să purți o discuție. Să mor eu, ce ești nebun? Păi zi ce ai zis! Cum adică? Zi ce ai zis? Că-mi place de... Și ce ți-a zis? Hai deci că se vede și pe aia plecat. Îți dai seama că nu sunt genuin, nu? Care v-a să zic că îți place de Hatice? Înțeleg, da, arătat super. Da, da, îmi place de ea, dar nu pot avea o relație cu ea. Dar ea poate? Adică da, ea vrea? Nu cred. Dar hai să vedem așa, de ce ai spus tu, îmi place, dar nu pot să am o relație cu ea? Pentru că știu că nu sunt genui, ea caută altceva. Da, atunci ai fost foarte... Adică toată seara apare, a apărut, așa am văzut. Da, am dansat pentru că ne-am simțit bine amândoi în dans. Nu unul lângă altul, că poți să înțelegi iar. În dans. Și atunci, ceea ce ai spus lui Mihai, ce a fost? De ce ai simțit nevoia să-i spui tocmai lui Mihai? Asta i-am zis și eu. Da, acolo cred că am greșit. Nu mi-am dat seama atunci.